să ne spună despre luna nouă. Pentru mâine, muncă, pragmatism și spor, rezultate, berbecii. Au un flair financiar extraordinar, reușesc să-și convingă șefii sau alte persoane importante să le urmeze ideile, indicațiile, sunt foarte determinați să-și atingă scopurile și să aibă succes și chiar au această șansă. Pentru tauri, pentru că luna se află în semnul lor zodiacal, e bine să conteze pe intuiție și pe flair, să nu facă ceva, le spune intuiția, sau, din potrivă, să se arunce în valuri reușitei. Pentru gemeni, succesul în cazul lor ar fi chiar să amâne ceva ce nu pot duce la bun sfârșit sau să pună altfel problema, astfel încât să se asigure că lucrurile grele, dificile în acest moment pentru ei vor putea fi bine realizate cândva. Pentru raci, o zi foarte bună, datorită unui prieten, contează pe sprijinul celor din jur, se și fălesc racii cu lucrurile pe care au început să le facă foarte bune. Nu prea stilul lor să vorbească, dar cine știe, poate au nevoie de suporteri. Pentru lei, o zi de putere și de autoritate, pot fi foarte încăpățânați, mai ales dacă au o funcție sau au o poziție mai înaltă mâine și fac uz de toată influența lor. Ideea este că s-ar putea să aibă dreptate și nu admit decât un accept sau supunere. Pentru fecioare, forța și reușita stă în felul în care știu să manipuleze informația, cu alte cuvinte, să argumenteze, să explice, să dovedească. Pot reuși la un examen, pot reuși în cazul în care manipulează niște acte sau trebuie să depună un act. Cert este că e o zi foarte bună pentru tot ce înseamnă comunicare. Pentru balanțe, sunt mai atente la posibilitățile altora, poate fi vorba de colaboratori pe care știu să-i stimuleze. Asta ar fi un lucru foarte bun, iar în al doilea sens, sunt foarte zgârciți și nici eu nu le-aș recomanda să cheltuiască mâine. Pentru scorpioni, o zi valoroasă în plan sentimental, emoțional sau relațional și al imaginii publice. Sunt foarte dulci scorpionii în această perioadă, mai au niște săptămâni în care farmecul lor, magnetismul lor, este chiar un instrument, să nu spunem o armă, în care pot crea un dialog sau deschide calea unui dialog. Nimeni nu le poate refuza nimic și este foarte posibil ca, mai ales în relația cu partenerul de viață, să se impună, să influențeze o opinie, dar cu multă dulceață. Pentru săgetători e bine să muncească, pentru că le sunt foarte remarcate eforturile. Toată lumea e mulțumită de felul în care săgetătorii știu să-și facă datoria, fac lucruri absolut grozave, se și pricep la ceea ce fac, sunt într-o perioadă și într-o formă profesională excelentă. Capricornii iubesc și asta înseamnă că iubesc ceea ce fac, au imaginație, au creativitate. Pe de altă parte sunt mai degajați, poate mai puțin ambițioși sau încordați când e vorba de profesie. Foarte bună relația cu copiii. Vărsătorii în casă au o zi foarte bună. Rezolvă multe lucruri legate de casă, poate chiar patrimonial sau financiar, și pot descoperi ceva ce au pierdut. Iar pentru pești este o zi minunată pentru tranzacții și transferuri cu scop de câștig, bani, câștig financiar în special. Reușesc să convingă pe toată lumea de ceea ce și-au propus să transmită mai departe și adevărul e că au și argumente în acest sens, așa că își câștigă prieteni sau suporteri.